Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. E bine, astăzi stai aici alături de Shelly și de Exploit și o să facem un Q&A. Salut, frate! Ce părere despre YouTube în momentul acesta? Important este că nome Amas. Banii vine din reclamas. Ai, gata, din Bahamas. Cum ce să cu YouTube de Amas? E mișto, e chiar mișto, da, mă. Dar de fapt nu știu, mă, pe mine îmi dă pe Andy. E ok. Nu poți să faci Q&A cu tine singur. Eventual să spui și tu unde, băi, oricum nimeni nu-i pasă să-ți dea să-i zice. Da. Salut, eu sunt Gami, astăzi fac un Q&A cu mine însumi. Prima întrebare, câți ani am eu? Păi eu am atâția ani, și gen, îmi spui singur și unde, băi, așa. Da, să știi că erau care făceau, judeau și provocări singur. Da, capul care este să-mi dau foc singur. Ați făcut ceva în trecut urât și acum regretați destul de mult? Da, i-am dat două strike-uri, Gami, și nu gândesc. Da, chiar a făcut. Acum 2 ani nu suportam pe Gami și i-am dat două strike-uri pe care nu i-am meritat. Da. Trebuie să-mi spuneți. Da. Eu trebuie să-l dau pe treilea. Da, exact. Da, îmi accept soarta. Eu am făcut oare ceva. M-am apucat de vlog. Da, eu mă cu foarte rău. Eu cred că te-ai apucat de Clash. Da, și asta. Exact, da. Care credeți că a fost cel mai reușit diss track? Eu zic al lui Shelly, ăla al doilea. De ăla, mi s-a spus. Nu aud Shelly diss track. Chiar mi-a plăcut ce m-am să muncesc. Da, gen și cadrele și tot. A fost ca lumea rău de tot. Da, a fost foarte avantgardist. Dar și puțin egoist. Puțin egoist, dar destul de puțin. V-ați gândit vreodată că o să ajungeți aici? În acest penthouse. În acest fucking penthouse, sincer, nu ne-am gândit. Până aseară nu până, da, exact. Nici eu până acum o săptămână nu știam că vin aici. Suntem în cel mai mișto loc, cred că, în care poți fi din București. Ce puțin, da. Nu știu, din ce am văzut eu până acum, e fucking genial să stai aici. Yeah. În 2-3 ani, mă jur, vreau să ne mutăm toți aici. Să fim echipă mișto. Să fim Team 5 și Gami. Team 5 și Gami, exact. Dacă ați avea o mașină a timpului, ce ați alege? Să reveniți la YouTube-ul din 2012? Sau să mergeți în viitor să vedeți ce ar evolua pe YouTube și dacă ar rămâne la fel de unită comunitatea voastră? Nu, aș face... La fel de unită? Da, mă rog. N-aș face niciuna nici aia. Da, nici eu, asta nici eu. Aș vrea să mă evoluează YouTube-ul constant, să mă întorc prin 2012, de ce să mă întorc? Să mă da, aia care zic că era mai bine 2012, sunt chiar... Da, nu, nu era mai bine. Adică da, poate simți că e nostalgie, dar nu era mai bine. Nu, mai pur și simplu făcea așa cum credea, ce credea, dar nu era asta, poate părea ceva bun, dar nu neapărat. Dar în 2012-13, dacă erai pe YouTube și făceai chestii nasoare, făceai chestii de-astea gen bro, știi? Nu venea cineva să zică, bă, de ce faci? Da, chiar cine. Păi nici n-avea cine. Oamenii care gândeau cum gândesc ăștia care acum critică și fac așa de contraargumente, atunci erau vlogger, ce se aia? Nu erau, da. Nu erau interesați. Ce mai mișto. Păi da, gen nu știu, să te duci să vezi cum e și după să te întorci. Pe da, am văzut deja. În 2013, am văzut deja. Nu, gen în viitor, 2020. Da, ai fi un spoiler. Da. Why spoil it? Da, nu. Care e mai prost? Cred că obiectiv Grammy. Da. Ai furat canalul lui Shelly fără ca el să știe? Da, chiar mă, dacă să spunem că ar fi laptopul, gen stăm noi frumos într-o seară, chilling, cum stăteam aseară, laptopul meu era acolo deblocat cu acces la contul meu de YouTube. Mai face ceva? Te atinge de el? Nu, de ce? Cum ar fi pentru aia două strike-uri să zici aia, vreau să mă arăt bun să-mi ștești canalul? Ce, el Young Migos? Da, exact. Cu ce mă ajută pe mine dacă șterg canalul? Da, de fapt, adică pe spate e contul de AdSense. Exact, da. Când slăbiți? Eu sunt slab. Eu slăbesc? În curs de slăbire, Andy, ce faci, frate? Eu, da, între voi e o colaborare mare sau? Dacă e gen la Orizont, o colaborare mare? În afară de Grammy, da. Dar întrebarea era cu mine și Gami. Ah, scuză-mă, pe colaborare mare, nu cred, dacă mai facem ceva sketch. Da, ar fi mișto să mai facem ceva sketch. Ok, Gami, când ați pierdut o sumă mare de bani? O sumă mare? Hai să mă gândesc. Nu cred că am pierdut vreodată. Era să pierd, la un moment dat, am avut o problemă cu PayPal-ul, ceva legată de nume și era să pierd vreo 2000 de euro, așa, tot dimineața m-am trezit cu 2000 de euro dispăruți într-un cont, l-am recuperat. Nu cred că am avut. Tu? Nu. Nu ne pierdem banii, pula mea. Exact, da. Chiraphonic sau Nosfer? Bă, mie îmi place foarte mult Nosfer, dar și Chira e mișto, Chira e mai mișto. Da. Nu pot să zic. Shelly, jacheta pictată de tine la radio a ajuns la mine, mersi fain. Respect Adina Cojocaru, Shelly forever. Shelly. Shelly, nu râdeți de mine. Shelly. Sunteți niște Shelly. Shelly. Shelly gang. Shelly de constant. Shelly gang. Shelly. Gang, a. Ce distreg alege, al lui Shelly sau al lui Vlad Munteanu, cele mai noi? Întrebare pentru Gami. Al lui Shelly mi s-a părut mai ok. Tu ce zici? Da, și eu. Obiectiv. Da, obiectiv. Cred că sunteți geloși pe Vlad.
Acum a venit între mai aia a fost asta. Și că a lăsat-o Dumnezeu. Nu, mă, nu e nimeni. Nu, ce nu, chiar nu suntem prieteni. Ce sari eu, de ce nu? Cum v-ați cunoscut? Eu cu Sherry avem o poveste foarte... Chiar cum ați fost curios? Prima oară am văzut la Iumit V2, deci eu nu te cunoșteam. Prima oară am întâlnit la Iumit V2 și aveam vreo 3 glume despre strike-uri pe care voiam să-i zic la mea. Poate te super, ți-am zis glume. Da, cred că da. Da, gândiți-vă că eu gen îi dăduse strike-ul cu Gami și după aia când am văzut prima dată, s-au frate și după aia am început să fac glume despre cum mi-am dat eu strike-uri. Vă dați seama ce om rău sunt. Asta a fost, asta cu strike-uri, cu Gami, serios, cred că a fost una dintre cele mai rare chestii și rău intenționate chestii pe care am făcut toată viața asta. Coordonată de mă. Oh, shit. Ce reacție ai avut când ai luat aceeași note ca Sherry la evaluarea națională? Să mă uit tu că ai luat 9, 60 și 10, respect. Și frate, acolo îl copiezi. Campionii, frate! Ce ai mamă la evaluarea națională? Nu mai știu. Asta e scuza, nu mai știu. Nu mi-am dat seama, gen, pe moment am văzut că am luat mare și m-am bucurat, că în rest... Învățați copii, școala este foarte utilă. Ce părere aveți despre La Mișto? Frate, mă înțelegi cum ar veni, adică... Nu e greșit cum ar veni, dar... Da, folosește cuvinte premium de astea și nu. Cum ar veni, nu-mi place să zic așa, mă înțelegi? Te înțeleg. Mă, mie îmi place. Da, și mie îmi place, dar... Ești mișto la expose-ul ăla. Expose-ul ăla blanau. Dacă Sherry ți-ar propune să faceți schimb de canale, ai accepta? Păi, adică nu. Ce sens ar avea să ai canalul meu? Adică nu, da. Adică l-ai distruge și eu pe tău. Exact. Bă, eu pe tău poate nu. Sherry, ce părere ai despre MC Nebunul? Băi, e ok omul. Nu îmi place flow-ul lui, dar cine pula mea să judec? Da, mă, e ok ce face. Am văzut că mi-a dat și mie distract, sună bine. Da, e catering așa. Da. Ai vrea să fii pentru o zi în corpul Sherry? Nu! Hai de capul meu. Ce-ai, frate, sunt înalt, sunt bine, slăbesc. Ce părere aveți pe YouTube-ul românesc și despre noile canale care se nasc acum? Unde credeți că o să ajungă YouTube-ul în România? Bă, mie îmi place, de exemplu, uite, ca și tipul ăsta la mișto, gen chestiile de genul. Da, chiar... la mișto, te Da, nu mai, dar na, nu știu. Oameni de ce nu-mi plac? Da, cred că moderează. Și chestii gen cringe, alerceați, da. Mai diversifică content. Da, da, stai pe mă, că gen odată cu critica asta, în momentul care, chiar dacă tu, gen cum era mișto și cum am mai făcut sucă, chiar dacă tu vii și spui argumentat și critici corect un videoclip, știi, sau un om, sau whatever, de obicei publicul înțelege chestia aia mult mai superficial. Unde spuneam, da. Acum eu am văzut de fiecare când apare un brand la mine, deși el nu e plătit. Gen, de fiecare când apare, dacă apare o sticlă de Cora, dacă apare Supra sau whatever, sponsorizare plătită. Zici de vreodată că face reclame, dar uite, tu faci reclamă la... Vedeți tabloul ăsta, știți câți bani am luat ca să punem tabloul ăsta aici? Aici. Țineți capul negru, poate își are porc pentru unul. Poate să stai acolo în capul. Cumpărați radio-uri Monica. Ne-au dat foarte mulți bani cei de la Monica pentru acest radio. Da, exact. Da. Echipa de fotbal preferată. FCTL. Bun, deci dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați la Sherry și la Exploit. Și dacă am asta cu acest episod, eu am fost Gami, alături de Sherry și Exploit, iar noi vom vedea data viitoare. Pa! Pa!